Bună dimineața, mă numesc Teodor Piță și de astăzi voi fi gazda rubricii GeoTech. Îmi propun să vă aduc săptămânal cele mai noi informații în tehnologie, ghiduri de cumpărare a tabletelor, telefoanelor și a potențialelor pericole din lumea internetului. În prima emisiune vă voi prezenta un top 5 al tabletelor anului 2012. Pe locul 5 avem Olvio Aldro Speed 2, este o tabletă românească de 7 inch. Iar pentru prețul ei, care este undeva la 6-700 de RON, are specificații foarte bune, un procesor A9 Dual Core de 1,5 GHz, 1 GB DDR3, memorie de 8 GB, Android 4.1 și este disponibil în culorile negru și gri. Pe locul 4 avem Microsoft Surface, deși este abia la prima generație, este foarte bună pentru cei care nu au utilizat niciodată iOS sau Android și sunt obișnuiți doar cu Windows-ul. Este bună și pentru business și pentru timpul liber, iar prețul ei începe undeva de la 2000-2500 de RON și poate urca. Pe locul 3 se clasează Galaxy Tab 2, are un ecran de 10,1 inch, sistem de operare Android 4.0, 1 GHz, prețul ei pornește de la 1500 de RON și poate urca în funcție de capacitate și de conectivitatea 3G. Pe locul secund se clasează iPad 4, nu la fel de customizabilă ca o tabletă Android, însă a prins cel mai bine la public, are un procesor A6 specific Apple, ecran Retina, iar pentru cei care nu își pot permite această tabletă pot opta pentru iPad 3, deoarece nu există o diferență prea mare între ele. Pe primul loc am ales o tabletă ieșită recent a celor de la Google, Nexus 10. Am ales-o deoarece este un concept inovativ, este mult mai customizabilă decât tabletele celor de la Apple. Are un preț de pornire de 1800 de RON, un ecran de 10 inch, 2 GB RAM și un procesor dual core, iar prețul ei variază în funcție de capacitate și conectivitatea 3G. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept în ediția următoare cu cele mai noi informații din lumea tehnologiei.